Tuturutu, star bun! Bună, sunt Diana Belu, filmăm din nou de la Centrul Medical Speranța. Astăzi vom face un sumar de urină în cabinet. Pentru asta voi folosi teste de urină rapide. Diferența între testele de urină care sunt în termen de valabilitate și cele care sunt expirate ține de culoarea acestora. Se poate schimba culoarea, după cum vedeți. Dacă au expirat deja, cele de pe masă împrăștiate acolo sunt deja expirate. Apoi, avem nevoie de o mostră de urină. Voi atinge doar cât este necesar cu urină bețișorul de test, după care voi elimina excesul. Și acum trebuie să așteptăm 2 minute. Start! Au trecut 2 minute și acum facem interpretarea. Comparăm cu bandeleta de pe prima coloană și după aceea, în cazul în care avem valori diferite, comparăm și cu restul hărții cromatice. Este atât de ușor. Acum, ce trebuie să aveți în vedere este faptul că, după mai multe minute, continuă să-și schimbe testul culorile și din cauza aceasta este important să testați la timpul indicat, adică la cele 2 minute. Aici avem test din aceeași urină, făcut în urmă cu mai mult timp și observați cum s-au modificat culorile după ce a stat mai mult de 2 minute. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Belu, medic pediatru specialist.